norvegiancă, născută pe 17 august 1980, Linn Marlin este muzician, compozitor și interpret vocal care cântă la chitară și pian. Ea reușește să surprindă publicul prin faptul că, odată cu debutul său pe tărâm natal, marchează și primul succes notabil. Concret, la 12 octombrie 1998, cu singlul Unforgivable Sinner, își cucerește audiența, melodia rămânând hitul numărul 1, votat 8 săptămâni de-a rândul și reprezentând cel mai rapid vândut single din istoria Norvegiei. În plus, melodia se constituia în coloana sonoră a unui film autohton. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or lost in me. Play My Game este titlul primului album al norvegiencei și el o apariție de succes, apoi alt single, Unde mă îndrept, este răsplătit cu un important premiu în 1999 și această melodie devine la rândul ei coloană sonoră pentru un alt film, de data aceasta pentru unul franțuzesc. Another Day este titlul celui de-al doilea volum, editat de Linn, apariția acestuia fiind datată 22 septembrie 2003. În 2005 este semnalată apariția albumului al treilea, în timp ce mai târziu, în 2008, anunța apariția albumului cu numărul 4. Prolifică și de succes, Linn Marlin ajunge să compună chiar și pentru cunoscuta și deja celebră Rihanna.